De ce exploratori în muzeu? Pentru că publicul în momentul de față nu dorește să vină într-un muzeu numai pentru lucrările de artă care sunt acolo. El vrea să descopere lucruri. Explorează tot ce se întâmplă în muzeul respectiv, pe de-o parte, și pe de altă parte, cei care lucrează în muzeu trebuie la rândul lor să facă o muncă de descoperire a celor care vin în muzeu. Și asta este punctul de plecare, de fapt. Pentru dezvoltarea unei oferte muzeale, fie că vorbim de expoziție obișnuită, fie că vorbim de programe de educație, fie că se adresează copiilor, fie că se adresează adulților. Trebuie să știm cine poate să vină, de ce ar veni și cum facem ca produsul pe care noi îl oferim să fie nu numai atractiv, dar să poată să-și atingă și ținta, adică vizitatorul să capete cunoștințe, informații, abilități care să contribuie la dezvoltarea lui până la urmă personală. Și pentru că am avut în minte această misiune complexă, să spunem, și lucrările, capitolele acestei cărți sunt foarte, foarte diverse și încearcă să exploreze subiectul din mai multe perspective. Încerc să fac o foarte scurtă trecere în revistă a acestor puncte, ca să știți ce puteți să găsiți în această carte. După care o să-l loc pe colegul și prietenul meu, Dan Petre, care nu vine din lumea muzeelor, vine din lumea sociologilor și a oamenilor de comunicare. Este managing partner la o agenție de investigare a opiniei publice și care lucrează în sectorul publicității, se cheamă D&D Research. Însă are experiență multă pe cercetare și este o persoană care poate să vină cu o perspectivă extraordinar de utilă pentru noi, pentru a vedea cum putem să cunoaștem la modul concret mai bine publicul pe care îl are muzeul și, întrebare provocatoare, putem să-i cunoaștem pe cei care nu vin și să-i aducem? Am vrea să avem câteva tipsuri în zona asta, să putem să vedem cum facem acest lucru. După care o să-l rog pe domnul Majoru, de asemenea, să ne împărtășească din gândurile și experiența acumulată din funcția aceasta de manager de muzeu, un muzeu atât de complex care vine cu multe probleme la pachet. Și ar fi foarte interesant această dimensiune. Și în ultimul rând, Eliana, știu că ție nu-ți place să vorbești în public, dar pentru că te-am chinuit foarte mult în ultima vreme, ne gândim să te chinuim și astăzi, să ne împărtășești din problemele concrete cu care te confrunți în ceea ce privește cunoașterea publicului și dezvoltarea unei relații bune. În primul rând că este o inițiativă minunată să faci cercetare, să afli mai multe despre persoane, despre oamenii care consumă cultură, de orice fel ar fi aceasta. Ei sunt mult mai diversi decât avem prejudecat atunci când pornim, mult, mult mai diversi. Așa cum avem prejudecată că oamenii bogați sunt într-un fel, ei de fapt sunt în foarte multe feluri. La fel și oamenii care consumă cultură sunt în foarte multe feluri și intră în foarte multe categorii și am avut foarte multe surprize. În momentul în care am început să lucrăm în zona aceasta acum mai mulți ani, pentru o serie de proiecte care s-au dus mult și în zona Fundația Nouă, folosesc prilejul să o salut pe Anca Drăgoi, directorul Fundației. Deci asta ar fi o primă idee, că lucrurile sunt mult mai interesante și mult mai neașteptate decât cele cu care pornim la drum. Și a doua idee este că e mult mai ușor și mai ieftin decât credem să facem cercetare pentru zona de cultură și pentru muzee în principal. Este mult mai ușor. Există foarte multe modalități, dar și aici există prejudecata că este scump și că durează foarte mult. Există metode prin care cercetarea poate fi făcută să fie mai scurtă și să coste mai puțin și să fie accesibilă. Eu cred că principalul obstacol nu este atât în a debloca fonduri, pentru că aici există
soluții și le-am văzut puse în practică în mai multe, în mai multe cazuri pentru mai multe muzee, cât cumva așteptarea, nu știu exact a cui, că de vreme ce oamenii care lucrează în acest industrie sunt din zona de socio-umane, științe socio-umane, științe umaniste, cumva au și abilitatea, au competențele de a face genul acesta de proiect, de cercetare, cumva doar prin interacțiune și pentru că sunt acolo. De fapt, ce contează cel mai mult este structurarea și capacitatea de a extrage niște concluzii care sunt acționabile de către o terță parte care este suficient de obiectivă, astfel încât și nu are o miză personală sau profesională de mare pentru a putea fi folosită mai departe. Pentru că unele concluzii pot să fie critice sau unele concluzii pot să fie mai dureroase decât ne așteptăm la început. L-am atins pe cele două, acum despre a treia o să caut să fiu scurt, pentru că am rămas cu reflexul ăsta din pandemie și de la cursurile din pandemie, în care întrebai periodic, adică te trezeai la 40 de minute, nu mai aveai feedback, la 40 de minute te trezeai, mai e cineva, încă vorbesc, cum am reușit să vorbesc 40 de minute fără să mă opresc și fără să nebunesc. Despre metodele de cercetare. Ele se împart în două mari direcții, cantitative și calitative. Cele cantitative costă cel mai mult. Cele calitative sunt mult mai ieftine, sunt mult mai accesibile și aici avem o plajă mare. Ele pot să vină dinspre sociologie, pot să vină dinspre psihologie, antropologie, etnografie. Ideea este că ele sunt mult mai accesibile decât credem și că putem folosi bugete foarte accesibile pentru a obține ceva relevant. Pentru că, așa cum spuneam, cel mai important lucru este să ai o perspectivă din exterior, echilibrată și care nu este afectată, biasată, cum spunem noi, cu un barbarism, de orice modificată, alterată de punctele noastre de vedere. Și al doilea lucru este că a intra în contact direct cu consumatorii, noi le zicem așa, consumatorii de cultură, deci cu oamenii care utilizează, care participă la acest act, este mult mai valoroasă decât concluzii, decât ceea ce facem noi atunci când intrăm în contact direct în muzeu. Faptul că o terță parte poate să culeagă toate aceste informații și să le pună într-o structură care este ușor de înțeles și ușor de folosit și mai ales pe care să te bazezi atunci când construiești strategii. Ce mi se pare mie cel mai valoros este să reușești să găsești câteva lucruri, nu multe, dar care să fie acționabile, cum le spunem noi, să se reflecte direct în strategii. Pentru că de cele mai multe ori strategiile sunt scrise înainte de a avea informații și de cele mai multe ori sunt doar niște documente pentru câștigarea unor concursuri sau pentru a bifa niște activități formale sau birocratice. De fapt, ele ar trebui să fie niște lucruri concrete care să ducă la niște rezultate concrete. Și ultima idee, și cu asta închei, de faptul că am observat în ultimii 10 ani de când am avut norocul, privilegiu să fac cercetare în zona aceasta, o modernizare și o tendință de a ne alinia la ceea ce se întâmplă în țările dezvoltate care au o tradiție, nu în ceea ce privește neapărat cultura, cât în ceea ce privește înțelegerea ei și punerea ei pe niște baze care sunt măsurabile. Pentru că există un principiu care se aplică foarte mult aici sau care este cu atât mai valoros în domeniile care sunt nestructurate și foarte organice și foarte calitative, și anume ceea ce nu poți măsura, nu poți gestiona. Nu poți să faci nimic dacă nu măsori mai întâi și dacă nu folosești măsurători periodice pentru a vedea în ce direcții te-ai dus, pentru că lumea și mai ales consumatorii se schimbă mult mai des și mult mai intens în ultimii ani decât mai demult. Și eu îndrăznesc să spun că în acest moment
dacă odată la 4 ani nu ai o măsurare, ai rămas în urmă, ai pierdut contactul cu realitatea. Mulțumesc mult! Mulțumesc pentru invitație! Noi mulțumim foarte mult! Ne-ai convins foarte mult că înțelegi domeniul, așa că tăci o să citim capitolul ăsta. Se bazează, cum spuneam, pe mai multe studii calitative desfășurate pe perioadă lungă de timp. Foarte important este să reflectăm asupra ideilor. De exemplu, se arată că ce-i place publicului. De fapt, cred că asta vreți să aflați, cum e publicul de muzeu. Și studiile realizate de către Dan și echipa sa arată că două sunt lucrurile importante care atrag pe oameni în muzeu. Unul este colecția. Oamenii chiar sunt interesați de patrimoniu. Cel puțin oamenii care vin la muzeu sunt într-adevăr foarte interesați de patrimoniu. Dar al doilea lucru care se află foarte, foarte aproape de primul lucru este experiența. Cum se simte în muzeu? Care este experiența? Și cred că acest lucru dovedește că cearta ongoing, să spun așa, care e în derulare în sectorul muzeal, între cei care spun patrimoniul întâi și cei care zic vizitatorul întâi, este o ceartă falsă. Pentru că, de fapt, amândouă sunt foarte importante și trebuie să colaborăm pentru a putea să oferim ceea ce trebuie publicului, pentru ca el să vină să înțeleagă ceea ce îi transmitem, să-și însușească cunoștințele respective și să, într-adevăr, să misiunea muzeului să poată să fie atinsă. Deci dilema, muzeul este pentru obiecte, respectiv patrimoniu, sau muzeul este pentru cineva, respectiv vizitator, este o dilemă falsă și cred că o să găsim argumente aici. Mi-a plăcut foarte mult și această idee de a-l asculta pe sociolog, de a-l asculta pe cel din afara muzeului care face studii, pentru că poate să vină cu o perspectivă nouă. Și de asemenea aici sublinia faptul că poate să citească altfel datele. De a realiza un studiu nu este neapărat foarte, foarte dificil. Lucru care iarăși a fost menționat. Dar să înțelegem rezultatele poate să fie dificil. Noi uităm la barometrul de consum cultural, unde se spune că 60% dintre români nu au fost niciodată în muzeu. Și stăm și ne îngrozim. Dar, de fapt, nu este vorba de un dezinteres total a mai bine de jumătate din populația României. Ce se întâmplă este că 6 din 10 români nu intră într-un muzeu într-un anumit an. Nu că n-au fost niciodată într-un muzeu. Ori noi, mai ales dacă suntem implicați subiectiv, sufletește în subiectul, în tema respectivă, și dacă nici nu avem exercițiul citirii datelor statistice, imediat o să ne punem mâna în cap și o să ne dezamăgim, dezarmăm complet și o să zicem, mă duc să fac altceva, că e inutil ce fac aici, pentru că nimeni nu este interesat. Nu? E o atitudine falsă, dar dacă vine un sociolog și ne explică datele respective, imediat, aha, deci pot să-l atrag într-un anumit fel, încă mai am o șansă să fac ca tot mai mulți vizitatori să vină la muzeu. Scuzați că iarăși am pornit. Adrian Majoru. Da. Am nevoie de ajutor. Mulțumesc, Alexandra. Dragi prieteni, să vorbesc în scurt despre două teme care sunt sincrone cumva. De ce exploratorul în muzeu? Și apoi un pic de prognoză ce ar urma după asta. Muzeul Muzeul București este într-un punct de echilibru acum față de cum trăia el acum 8 ani. De aceea este exploratorul în muzeu și suntem în spațiul ăsta. Este muzeu pavilonar, după cum probabil știți, sunt foarte multe muzee sub acest brand. Avem un cel mai variat patrimoniu din acest oraș. Prin urmare, putem construi aproape orice demers muzeal. La istorie și arheologie, la artă, sau arte aplicate, arte decorative sau astronomie, etnografie sau istoria teatrului, iatro-istorie, tot ce doriți. Chiar și cartierară, avem și o astfel de colecție. Prin urmare, de punctul de plecare, a fost ideea de a avea proiecte muzeale holistice, care să determine cât posibil un fenomen social, că multe sunt în desfășurare în natura umană, cât va trăi pe această planetă, ea va consuma și va evolua într-un fel.
și calitativ și estimativ, iar la ideea de reper holistic am adăugat pe cât a fost posibil conceptul de prognoză, adică cum a urmat să fie, raportându-ne la subiectul discutat în demersul muzeal construit. Apoi, evident, ideea de interior-exterior, outside-inside, e legat practic de un uriaș vehicul care este această instituție și practic așa l-am văzut de la bun început. Pe de-o parte, cei din interior este un vehicul care ne ajută să ne armonizăm, să comunicăm și să îmbătrânim împreună, în fond, într-o societate ușor disarmonică și o țară ușor disfuncțională. Și atunci poți face o instituție funcțională construind în repere mici lucruri care se bucure în exterior și să ofere satisfacție în interior. Bine, cine nu-și dorește asta, rămâne acolo unde este, dar asta în orice societate se întâmplă de la hitiți încoace, deci lucrul ăsta este dobărit cumva. Celor două elemente pe care tu le-ai discutat, eu aș adăuga profesia și reprofesionalizarea. Pentru că în spatele unor demersuri mai ample, cum sunt expozițiile permanente sau cele temporare care stau mai mult, dorim practic să facem un pas înaintea tinerilor, adolescenților chiar, oferindu-le un prilej de a reflecta asupra imposibile profesionalizări sau reprofesionalizări dacă în viața ta sunt praguri de care te împiedici și cauți o soluție. O poți găsi reflectând asupra unui tablou, o poți privi mergând la o expoziție de istorie sau la arheologie și văzând evoluția unui element care, dacă ești design, te poate inspira și le reproduci în timp real. Și atunci poate fi un răspuns pentru ceea ce viața ta nu funcționează. Am gândit în ultimii doi ani, în special de după 2020, ideea de a avea în spate acest concept legat de tineri și de dorința lor de a căuta o profesie, pentru că, din ceea ce am observat, este un mare interes pentru informația specializată. Informația specializată este oferită de către colegii noștri, indiferent de reper tematic. Dar nu mai merge foarte ușor, sau nu mai convingi foarte ușor să îl fidelizezi dacă ai o linearitate a demersului, fără fluctuații pe plus în direcțiile unui alt tip de cronologie, care este una orizontală și reprezintă o evoluție în timp a vârstelor, pe lângă aia verticală, care înseamnă un punct de unde te naști și te duce. Vorba de cum evoluezi în acest consum social care te solicită, care te pune mereu în competiție și care spune nu mă interesează că ai 40 de ani sau că ai trecut de 50 de ani. Trebuie să rămâi competitiv și să adaugi plus valoare pentru ăla din spate și să-i vorbești deschis, să-i vorbești fără să ai, știu și eu, unii decențe profesionale, ce dacă este mai tânăr, ajută să se dezvolte. Nu-ți va fura nimic, că n-are ce să-ți ia. Ceea ce tu gândești în punctul ăsta al vârstei tale, nu-ți poate fi luat. Deci el trebuie să mai lectureze anii pe care tu ai trăit. Bun, asta e toată problema. Și atunci mi-a zis de ce n-am încercat să mergem în exterior. Și atunci, prin acest vehicul care este instituția, să explorăm universul exterior din afara instituției. Polic de încercare, pot fi vizitatori, e adevărat, că vin și îți dau feedback-ul, cum spuneți, mai scriu acolo pe cartea de onoare, sau te caută, sau vin și publică în revistele noastre de specialitate, care sunt patru și mai nou încă una pe marketing anul ăsta. Acum, despre viitor un pic, pentru că dacă o să vă aruncați ochii pe diagnoză, cerută dată de primărie și predată acum 2 ani. Vreau să vadă și cum stau și zona muzeală a fost singura care a trimis această diagnoză pe strategia culturală. Bine, mai sunt teatrele, mult, sunt și alte zone de interes. Dar am observat că Bucureștiul, față de orașe mai puțin populate și mai puțin extinse, știu și eu cum ar fi decât Cracovia, Bratislava, Belgrad. Noi avem mai puține muzee pe cap de locuitori față de aceste orașe. Nu mă gândesc la Praga
sau Varșovia, da, sau Viena. Drept urmare, aici sunt doi poli pe care îi gândesc și primăria a început să macine chestiile astea pentru că nu îi lăsăm, primitem diligențe, cum numesc avocații acest termen. Și am pus următoarele proiecte în dezbaterea lor și a noastră pentru a prinde viață în următorii 4 ani. Ceea ce ne lipsește, de fapt, și anume o galerie modernă din Apoteca București, clădire unde acum Arsafari improvizează cum poate într-o clădire care este dezafectată. Apoi un muzeu modern de arheologie medievală, cel puțin, cu o dinamică care se transformă într-un hub cultural care este poate o dată veche. Și știrea cea mai recentă este că astăzi primarul general a anunțat că este ofertat public PSA. Așa, băieți, înscrieți-vă și apucați-vă de treabă dacă vreți șantierul ăsta. Așa mă gândesc eu. Dar sunt și alte tipuri de muzee pe care nu le avem. Și în Bratislava sau Budapesta ele sunt. Nu avem muzeu al teatrului. Acest muzeu are patrimoniu notar, poate să ofere conținutul unui muzeu de istoria teatrului în București. N-ar trebui, zic eu, și muzeul de arte fine sau de arte aplicată, dacă nu putem arte fine, pentru că artele aplicate în colecția acestei instituții sunt, sau cum, acoperă toată gama, vestimentație, mobilier, sticlărie, argintărie, porțelan. Apoi am putea avea și un muzeu de istoria medicinii, avem colecțiile lor tematice, gândite din perspectiva unui colecționar, când spun Severan, el are colecția lui la Muzeul Severan. Mă gândesc la profesia lui de medic, pentru că avem și patrimoniul de iatro-istorie, de la Severan, de la Minovici, la Gheorghe Marinescu, medicul psihiatru, de la Victor Babeș. Plus ce mai pot veni din spitalul administrat de la SSNV, pentru că casează foarte multe obiecte medicale, care nu le mai sunt folositoare. Drept urmare, în spatele acestor proiecte mari, trebuie logate niște universități sau facultăți sau catedre. De exemplu, la un muzeu de arte fine și arte aplicate, noi avem doar câteva catedre la un artă, dacă mă înșel și la Mincu, de design interior. O copie ăștia sau studenții, adolescenții care ajung la 21 de ani să închidă această facultate cu master, nu au unde să vadă, deci prin observație directă, sau să câștige experiență de atelier, având în fața lor obiecte din aceste colecții variate, de la mobilier la vestimentație. Și atunci de unde? În Viena avem MACUC și așa funcționează cu universitate în spate de arte decorative sau de arte frumoase, iarăși o altă universitate cu un muzeu cu acest profil. Drept urmare, putem prin asociere cu facultăți sau catedre să putem gestiona culoare profesionale în viitorul mediu, nu apropiat, pentru cei care vor să se specializeze sau să se reprofesionalizeze. Practic, exploratorul la început de drum, de asta până când și-a terminat desfășurare, e mult de lucru, dar dacă vom fi împreună foarte atenți și foarte fermi în diligențele noastre cu autoritatea, atunci cu siguranță va trebui să iau o decizie, într-un sens sau altul. În sensul bun întotdeauna. O seară minunată și vă mulțumesc pentru prezența voastră. Înțeleg că e un moment bun în care a apărut cartea și reflectăm asupra acestui subiect, pentru că e nevoie de muzee noi, sunt în pregătire în muzee noi și pentru a le putea dezvolta mai bine, trebuie să știm cine ar putea să intre în acele muzee. Eliana, ca să nu stricăm prietenia, poate ne spui despre chestiuni concrete, probleme concrete și bucurile pe care le aveți vizavi de dumneavoastră de marketing și listatări. Eu nu sunt un mare vorbitor în general, dar m-am gândit două lucruri, cum multe au fost deja spuse de cei care au vorbit înainte. La ceea ce m-am gândit sunt două elemente, de fapt, adaptabilitate și interconectivitate. Trebuie să fii pregătit pentru orice, pentru că după cum am văzut în pandemie, poate să apară absolut orice, în orice moment. Dar în pandemie, în ciuda
problemelor care au apărut, atunci a apărut o rețea incredibilă de oameni și de instituții cu care am lucrat și care ne-au fost alături și noi am fost alături de ei și o rețea care s-a păstrat. Și din rețeaua aceasta s-au întins mai multe brațe, care tot așa vor crește și vor crește. N-a fost doar, ok, pandemia a fost pe online mai degrabă. Dar acum vedem și revenirea la formatul fizic, în sensul că ne bucurăm să fim aici unii altul de ceilalți, să putem discuta după aceea, să vedem dacă avem noi proiecte, noi idei pe care putem dezvolta. Dar s-a continuat și cu online pentru că ai posibilitatea de a vorbi cu oameni poate în altă țară sau care nu au posibilitatea să ajungă pentru că nu pot fi, nu se simt bine, de exemplu. Și toate aceste lucruri mi se pare că se dezvoltă destul de repede. Eu sunt în muzeu de 9 ani deja și am trecut prin foarte multe schimbări. În bine, deocamdată. Și sper că se va continua și cu autoritățile, dar și cu voi. Vă mulțumim că ați venit! Cred că e o încheiere bună, nu? Mesajul Elianei. Mulțumim pentru că sunteți aici, dar mulțumim și de colaborarea mai îndelungată. Horia a lucrat la muzeu, acum nu mai lucrează la muzeu, a rămas în cultură și deja vedem lucrurile, publicul din mai multe perspective. Să-i mai chinuim să ne spui două vorbe despre experiența ta personală. Mulțumesc mult! Da, l-am chinuit cu un capitol, trebuie să... asta e etapa a doua de chinuire. Chiar personal o să fie experiența și chiar dacă e un clișeu, mă bucur foarte mult să fiu aici. Ultima dată când am fost aici eram de partea cealaltă a organizatorilor și pentru mine Muzeul Bucureștiului, așa cum arată și această frumoasă copertă, e o problemă de identitate. De identitate vizuală. Atunci când am venit eu era nouă, proaspătă, colorată la început, cu toții ne bucuram că avem un muzeu frumos care se deschide, un muzeu pe care să-l promovăm ca și avem ducese și în față. Aveam o expoziție timpul orașului, la fel la începuturile ei, era cea mai nouă expoziție permanentă a unui muzeu din București. Era o mare mândrie și mă bucur că acum, la câțiva ani, găsesc același entuziasm și, într-adevăr, poate mai mult echilibru, lucrurile mai așezate. Sigur că pentru mine a însemnat un prim pas în sectorul cultural pe care l-am îmbrățișat și l-am îndrăgit și mă bucur că a rămas aceeași orientare pentru a crește tine și pentru a stimula interesul pentru cultură. Altfel, mă bucur că avem această carte, sper să avem din ce în ce mai multe și felicitări tuturor colegilor care au continuat să facă o treabă bună și sunt convins că așa va fi și în anii următori. Mulțumesc! 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 Mulțumesc!